Bună ziua, dragilor! Sunt Dr. Petrache și astăzi răspund la o întrebare venită de la voi prin intermediul canalului de YouTube. Și anume, pot mânca pepene dacă am diabet? Aștept solicitările pentru consultație în clinica virtuală și plan nutrițional personalizat pe adresa de mail afișată pe ecran. Dacă doriți doar interpretarea analizelor, trimiteți mail pe aceeași adresă afișată pe ecran. Pentru întrebări ce necesită răspuns rapid, aveți la dispoziție serviciul Întreabă Doctorul. Pepenele este prezent în toate piețele. Este perioada lui și mulți diabetici justifică dezechilibrul glicemic prin apariția acestui fruct pe piață. Din păcate, chiar dacă gustul acestui fruct este delicios, valorile glicemice se dezechilibrează considerabil după ce îl consumați. Fie renunțați la acest fruct, fie îl folosiți în salate de fructe într-o cantitate mică. Cu toate că este plin de apă și vă hidratează excelent, pepenele duce la creșteri glicemice atât de importante încât la controlul trimestrial. Majoritatea pacienților prezintă hemoglobina glicată cu o valoare mai mare în comparație cu cea precedentă. De cele mai multe ori, atât pepenele cât și cireșele sunt cele incriminate și chiar dacă aceste fructe apar sezonier, nu vă recomand să exagerați cu consumul lor. Fructele recomandate diabeticilor, așa cum am mai spus și în alte tutoriale, sunt cele acre, dulci, acrișoare. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, să dați like videoclipului și să apăsați pe clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. Sunt Dr. Petrache și până data viitoare aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.